Dacă e joi, oameni buni, cineva are grijă și de poftele noastre, ale echipei de 10, și mă refer ale bărbaților din această echipă de 10, pentru că imediat o să vedeți cum la balconul emisiunii vin susținătorii, pentru că dacă este joi, Roberta a gătit ceva pentru noi. Roberta Anghel, la ea mă refer. S-o poftim! Plantă, fii atent! Bună, Roberta, și bine ai venit! Bine te-am găsit! Vreau să văd cât de inspirat ai fost. E de post? E de post. 100%? 100%. Pentru plantă, vreau să-ți special arăt cine ne-a încălzit noi zilele de joi, când tu nu erai pe aici. Ea este Roberta. Îți fac cunoștință cu Roberta Anghel. Încântată! Este, fii atentă, plantă. A fost arbitră de fotbal la bărbați. Campioană la fitness. Înțelegi ce zic? Sau nu mai vezi până aici? Nu, că ai o privire pierdută, așa. Și ea gătește cu mânuțele astea două, dacă îți vine să crezi. Ce tare, Roberta! Să știi că sunt oameni care nu ne cred că tu gătești. Oamenii zic în felul următor, aia mă, că e frumoasă, ea toată ziua are în cap numai dans și numai fitness și la sală, eu nu cred că ea gătește. Imediat, plantă, o să mâncăm o negresă de post, dar până atunci vreau să-ți arăt dovada, tată, că Roberta gătește. Pentru că ea a gătit cu mânuțele ei două această prăjitură, această negresă, da? Și să știi că s-a și filmat singură, plantă. Și numai puțin, poți să ridici camera puțin acolo sus la balcon, că ți-am zis că au început să apară susținătorii? Noroc, băieții! A, unde ai plecat, cazacule? Ai fugit, cazacule, a? Da, a fugit cazacul, da. Haideți să vedeți cum ne-a gătit Roberta și apoi, Iulica, dacă n-ai pregătit o piesă cu Cardi B, nu mănânci nimic azi. Bă, nimic nu mănânci. Ai pregătit, Iulica? Ai pregătit, da? Imediat. Dar până atunci, haideți să le arătăm celor de acasă cum a gătit Roberta Anghel, cum i-a filmat ce a gătit. Dacă tot am fost invitată la măruță, am spus să nu vin cu mâna goală și m-am gândit de ce nu să încerc ceva dulce de post, special pentru măruță. Și... ia uite ce abdomen am! Ca timpul pentru coacerea negresei să treacă mai ușor, Roberta a făcut ce știe mai bine. A dansat provocator. Se pare că și la tine e frig acasă. Nu. Nu, de la voi au dat drumul la calorifere, nu? Da, da, eu stau cu geamul deschis, că făceam, găteam și... Pe bune? Stai cu geamul deschis? Da, ca să se aerisească. Foarte bine. Plantă, ți-o prezint pe Roberta Anghel, să știi că ea joia. Bună. Vine pe la noi, pe la emisiune, să ne aducă ceva de mâncare. Haide, nu mai fi timid, vină încoace că ne-a dus de post. Și vreau să vedem. Bă, da, fii atent. Acum, deci pe bune, pe bune, da? Tu gătești. Da. Deci pe bune, nu e nicio... Păi cine să-mi gătească? Nu e nicio... El e plantă. Roberta, încântată. Bună, Roberta. Bună. Nu, stai mă, normal, ce faci? Așa, ideea e că Roberta gătește singură și chiar s-a filmat făcând acest lucru. Am văzut, lucru, ne-a frumos material. Ne-a dus materiale, ne-a dus sarmale data trecută. Haide să trăim negresa asta plantă. Deci e de post și tu știi să gătești de post? De post, da, bine, nu prea îmi place mie să gătesc de post, dar pentru tine... Ai pus-o? Nu. Stai să o testăm. Ai pus nu, lapte? Am pus făină. Zahăr brun, esență de vanilie, da. O lingură de oțet, mamă, două... și e caldă. Păi da, că abia am scos-o din cuptor. Ia plantă. Te rog frumos, servește ciucă! Lasă ciucă, a fugit ciucă la montaj. Mamă! Nu, dar zi acum sincer. Foarte bună. Mă bucur și am pus și niște nucă prin ea ca să aibă ceva. Are. Are. Chiar e foarte gustoasă. Pe bune, deci tu ai făcut-o cap-coadă, sincer, da, acum. Păi n-a fost așa greu. Asta chiar n-a fost greu de făcut. Am amestecat niște ingrediente și le-am băgat în cuptor.
totul e, mă rog, așa am... Chiar foarte, chiar foarte gustoasă. Uite, o prăjitură foarte bună de post. Foarte bună. Mm. Contează gramajele să le respecti. Și tu ai respectat gramajul? Aproape. Eu cred că contează foarte mult ce muzică asculti când gătești. Și asta e adevărat. Hmm? Și am pus multă dragoste în această negresă. Simțit. Eu personal am simțit dragostea cel mai mult. Plantă, niciodată n-ai fost așa vorbăreț. Adică, până ce ingredient a folosit, negresa asta, de ți-a luat mințile bună, negresa da? Asta. Pe cuvântul meu, zici că n-ai mai mâncat în viața ta negresă. Așa bună nu. Nu, a? Bravo, mă, Plantă. Se uită Coana acum la televizor, nu știu ce o să zică. Coana e verișoara lui. Am înțeles, da. Eram sigură. Nu, Coana e verișoara lui și... Îndepărtată. Îndepărtată, da. E îndepărtată, înțeleg, dar înțeleg. E o verișoară care dă în fiecare seară o listă, adu 2 litri de lapte, cartofi. El are grijă de ea, mai vine... Păi așa, mai suntem verișori când mai facem un verișor? Act și așa. Da. Ai verișor? Nu, repede, apropo, verișorul săptămâna trecută nu era. În acte. Da, nu, nu în acte. În acte... Am verișor. Mai vreun verișor în sentimente. Verișor, verișor, nu mai am. Nu da, mai ai, da? Verișori buni am. Verișori buni. Deci, ideea e în felul următor. Dacă vreți să fiți verișori cu Roberta, roberta.angel pe Instagram, eu atât am avut de zis, puteți să filmați în timp ce Iulica va pune melodia vieții lui. Iulica, dacă nu-ți pornește YouTube-ul ăla... Deci dacă nu-ți pornește YouTube-ul ăla astăzi, Iulica, dăm cu calculatorul ăla de pământ. Da? Ești pregătit, merge, da? Pentru că Roberta, oameni buni, va îngălzi atmosfera din inimile telespectatorilor noștri. Roberta dansează senzațional. Din când în când, așa. Uite, fii atent. Câte calități. Da, fii atent. Roberta, oameni buni, o să și danseze puțin. Ea este Roberta.angel, o fată extrem de simpatică și de drăguță, care joia ne vizitează, dansează, ne aduce ceva de mâncare. Și așa arată o gospodină. N-am abdomen, așa, abdomen? Cutrețele se fac în bucătărie. Nu știai? Plantă, tu nu o să faci în viața ta așa pătrățele, ești la doua felie, ești nebun. Păi tu ai văzut aici pătrățele? Da. De aceea, să ajung și eu la fel. Nu o să mai ajungem, Plantă, niciodată. Așa, dar nu ne dăm bătuți. Ea este roberta.angel pe Instagram. Este, bă, am o întrebare. Voi, Alin Călinescu și toată gașca de... uite aici, bă, cum a venit ansamblu de la Plai de Dor, de la Mioveni, cum scoteau capul după ușa, așa, se uitau. Ia să vedem ce avem acolo, ce are măruța asta. Uite-i, ia uite-i. Dar în ansamblu la voi sunt și fete, nu? Multe. A, multe, dar ele sunt la machiaj acolo. A, uite, le văd acum în spate. Yeah. Nu că am văzut doar bărbații prezenți. Roberta, eu ce să zic, noi zicem să dăm drumul la dans, Doamne ajută, să fie bine. Joia viitoare ce ne gătești? Surpriză. 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 Da, dacă gătești și dansezi, să știi că e minunat. Normal, că altfel nu iese mâncarea. Perfect. Tocmai de aceea puteți să-i dați tag Robertei și, bineînțeles, și mie pe Instagram și noi vă retăguim filmările ca să ne împrietenim așa cu toți telespectatorii noștri. Iulica, dacă nu merge YouTube-ul, avem probleme. Ia, merge. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving niggas wrong, what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, dip dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Ce e Plantă? Poftim? A fost piesa scurtă. Iulica... Da. Iulica, ce faci? Ai cenzurat melodia. Trebuie să mai negociați. Da. Negociem, dar poate până la final mai ne dansezi ceva. Cu drag. Oricum, să știi că nouă ești foarte dragă și serios. Acum mai în glumă, mai serios. Ești o tipă foarte mișto, campioană la fitness, sportivă, arbitră. A fost arbitră la băieți, la fotbal și multe, multe alte calități. Are Roberta.angel, oameni mai buni. Mai bună de măritat. Caut verișor. Foaie verde până în zori, Roberta noastră caută verișori. Ia mai mânați, măi, hăi, hăi, așteptăm verișorii pe la măruța romprotv.ro.
Hai, mă, să vină neamurile. Pe la Măruță Arondă ProTV.ro sau pe direct pe mail. La Măruță Arondă, zi-mă tu, în Facebook, adresele de mail. Că nu le mai... Le-a zăpăcit cu Instagram-urile astea. Deci, la Măruță Arond ProTV.ro este adresa de mail sau pe Facebook la Măruță. E foarte simplu. Verișorii ăștia cum trebuie să arate? Cât de cât, așa... Să fie din provincie sau din București? Nu contează, că și eu sunt din provincie. Tu de unde ești? Din Focșani. Ah, din Focșani. Sunt un pic de moldoveancă. O moldoveancă de nota 10.